Criza politică în care țara se află de o lună și jumătate se apropie de sfârșit, dar oamenii sunt debusolați din cauza declarațiilor contradictorii și chiar alarmante ce au circulat în ultima vreme. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu depune toate eforturile substanțiale pentru ca mehedințenii să înțeleagă câteva aspecte în legătură cu situația actuală. Țara noastră trece printr-o perioadă critică în acest moment, dar într-un final, criza politică se apropie de sfârșit. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Criza politică în care țara se află de o lună și jumătate se apropie de sfârșit, dar oamenii, pe bună dreptate, sunt debusolați din cauza declarațiilor contradictorii și chiar alarmiste ce au circulat în ultima vreme. Motiv pentru care consider că este timpul potrivit să fac anumite precizări care să clarifice câteva aspecte. Fără îndoială, domnul Alexandru Rafila ar fi un bun premier, dovadă fiind și nominalizările anterioare ale domniei sale pentru această funcție. PSD are soluții și asigură întreg personalul medical că singura lor grijă este și va rămâne salvarea vieților oamenilor și vor beneficia în continuare de tot sprijinul posibil. Facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcțiilor și IT nu vor fi desființate. Programul Național de Redresare și Reziliență poate fi modificat, iar acest lucru este clar stipulat în regulament, în condițiile în care cadrul economic se află într-o continuă schimbare. Ca urmare a creșterii inflației și a exploziei prețurilor din energie, România are posibilitatea de a înainta Comisiei Europene o cerere motivată prin care să propună un plan de redresare și reziliență, modificat sau un nou plan. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, susține că un cuvânt care ar trebui să ne caracterizeze în acest moment este responsabilitatea.